Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem la Bucovina TV, suntem la 90 de minute exclusiv. Alături de noi se află consilierul județean, președintele ales al PSD Suceava, domnul Daniel Cușnir. Domnule Cușnir, rămăseseți dator cu un comentariu la partea a doua a intervenției domnului Botezatu, dacă, nu știu dacă vă place sau nu vă place subiectul, dacă sunteți sau nu de acord cu dumneavoastră. A zis el la un moment dat că cu Șerban Nicolae, cu Liviu Dragnea, partidul ăsta nu să... Eu aș vrea întâi să vă rog, domnule Chira, să terminăm partea întâi a intervenției domnului Botezatu. Ziceți. Cu referirea la pedepsele prea blânde. Din ceea ce am înțeles, azi a fost o discuție foarte aplicată la ATOP, la care a participat și ISU, și jandarmeria, și poliția Inspectoratul Județean de Poliție, consilieri județeni. Și legislația este bună. Doar că polițiștilor le este frică să aplice legislația așa cum trebuie. Și mai departe, sunt foarte multe cazuri de procurori și de judecători care nu aplică legislația cum trebuie. Pentru că, conform legislației, domnule Chira, când înjuri un jandarm sau un polițist sau o autoritate a statului, se numește ultragiu. Da, ultraj. Da, ultraj împotriva unui nu funcționar public, unui angajat a unei instituții publice. Ultrajul ăsta se pedepsește conform legii penale. Din păcate, ar trebui să se pedepsească conform legii penale. Din păcate, ultrajul verbal nu a fost încă aplicat așa cum trebuie în România. Și când se va aplica, începând cu ultrajul verbal, legislația așa cum se aplică și în Germania, atunci va fi mai bine în România. Pentru că nu trebuie să-și permită nimeni nici măcar să ridice tonul la un polițist și la un jandarm. Dar aminte să-l jignească și să-l înjure. Și aici ajungem la, că tot făceați referire la legile justiției. Trebuie să răspundă magistrații pentru deciziile pe care le iau. Magistratul care l-a eliberat pe interlopul care l-a adus la limita dintre viață și moarte pe Ciprian Șfic, trebuie întrebat, procurorul trebuie întrebat de ce a durat atâta până ai finalizat dosarul, judecătorul trebuie întrebat în ce bază l-a eliberat condiționat. În baza probelor, vă spun eu. În baza probelor. Ei, în baza acolo... lipsei probelor și lipsei dosarului, că dacă aveam dosar, dacă lipsa... se judeca, poate că lucrurile erau domnule Chira, tot mai mulți oameni, inclusiv magistrați și din oameni care au legătură cu sistemul de justiție, spun că trebuie votată legea privind răspunderea magistraților. Asta e părerea dumneavoastră. Medicul, dacă greșește, plătește. Cine, șoferul, dacă... cine hotărăște? Colegiul medicilor, nu? Colegiul medicilor. Da, și legislația. Perfect. Șoferul, dacă greșește, plătește. Profesorul, dacă greșește, plătește. Nu prea. Nu prea, dacă ați sesizat. Profesorii au corpul lor profesoral, că duci la inspectorat, vedem, mai vedem, medici au și ei corpul medicilor. Fiecare pe breasla lui, da, stă până bun, acolo. Bun, și adică pe breasla lor, dar în justiție... Da, tu și ei, la fel. Sunt oameni care au făcut pușcărie. Nu o să vedeți dumneavoastră vreodată domnul Chira, dumneavoastră încercați să mă convingeți pe mine că nu e așa. Realitatea este dată de cifre. Uitați-vă câte procese pierde România la CEDO. Da, pe bandă rulantă. Deci România pierde procese la CEDO pe bandă rulantă. Sunt procesele pe care le pierde România sunt mai multe decât a tuturor celorlalte țări la un loc. Și asta ce înseamnă? Că s-au luat decizii incorrecte. Da, de către... CEDO cu drepturile omului, nu cu cazuri penale, cu... Domnul Chira, s-au luat decizii incorrecte. De către cine? De către procurori și de către judecători. Această stare, trebuie făcut ceva, domnule Chira, să nu mai perpetuăm această stare. Haideți să trecem la subiectele următoare. Cum doriți dumneavoastră, dar mi-ați rămas dator comentariu pentru partea a doua a intervenției domnului Botezatu. Sunteți în barca lui Liviu Dragnea, domnului... Într-un partid serios nu se pune problema dacă ești în barca lui Liviu Dragnea sau nu ești în barca lui Liviu Dragnea. Sunteți colegi cu ei? Vă simțiți colegi cu... Domnul Chira, dumneavoastră știți foarte bine că eu personal și cred că majoritatea membrilor PSD nu agrează tipul de politică
așa cum o percepem la televiziuni, tipul de politică făcută de domnii Șerban Nicolae sau de Codrin Ștefănescu. Eu personal n-am nimic de ascuns. Nu agrez tipul ăsta de politică. Tipul ăsta de rățoială politică, tipul ăsta tot timpul pus pe război cu toată sunt lumea. Sunt un fel de interlop politici acești doi? Nu, ferească, eu n-am zis așa ceva. Vă întreb eu. Eu v-am zis că nu agrez tipul ăsta de politică. Păi și ăsta e ultraj la politică. Tot un fel de interlop politic. Dar, domnul Chiram, decât să ne concentrăm pe asta, mai bine ne concentrăm pe ce face sau ce nu face guvernul. Păi da, haideți să ne concentrăm pe ce face sau ce nu face Consiliul Județean Suceava. E sfârșit de an, 2017, da? Vă astăzi Consiliul Județean. Haideți să cam știți titlul emisiunii, inventat la final de an. Păi să faceți un inventar. Ce ați realizat anul ăsta? Ce vă propuneți pentru 2018? Sunteți pregătiți pentru ce a realizat Consiliul Județean? Sau... Și Consiliul Județean cu dumneavoastră alături acolo, că ați fost cap de afiș. Dumneavoastră ați fost unul din cei mai... Eu aș răspunde întâi la prima parte a întrebării. Vă rog. Ce a reușit să realizeze guvernul PSD pentru județul Suceava? Dar stați să vă adresez. Ce a reușit să realizeze guvernul PSD pentru județul Suceava? Vă rog. Pârtia deschisă de la Câmpul Lung, tronsonul întâi, a fost finanțată în totalitate de către guvernul PSD. 8 drumuri județene prin PNDL sunt finanțate în totalitate de către actualul guvern al României. Localitățile din Suceava, cele mai multe dintre proiecte mergând la localitățile cu primari PNL, ceea ce înseamnă că acordarea acestor proiecte și punctajul nu a avut niciun criteriu politic. Deci, localitățile din Suceava au primit cele mai multe sume pentru proiecte prin PNDL. 930 de milioane de lei. Adică peste 200 de milioane de euro. Care bani? Care vin în județul Suceava, proiectele sunt semnate, din câte am înțeles, aproape în totalitate. Aproape toate proiectele, până în momentul de față, sunt date la finanțare. Așa că Suceava are cele mai multe proiecte finanțate de către acest guvern. În ultimele zile, domnul Chira, chiar dumneavoastră ați furnizat această știre, tot acest guvern PSD hulit de către parlamentarii PNL și de către Gheorghe Flutur, cu ipocrizie și demagogie, bineînțeles, ieri parcă s-a aprobat virarea sumei de 4 milioane de lei pentru căldură la Suceava și 3,5 milioane de lei pentru plata căldurii la Vatra Dornei. 7,5 milioane de lei. Eu da, țăra aici, pornea de zi. Chiar vreau să vă întreb la subiectul ăsta. Eu mi-aduc aminte că sub comanda dumneavoastră, consilierii PSD Suceava din Consiliul Local Suceava au fost împotriva alocării unui avans către firma care dă căldură și acum guvernul României, și a fost foarte virulent dumneavoastră personal, mi-aduc aminte, acum guvernul României vine, dă acești bani, 4 milioane de lei și dumneavoastră spuneți bravo guvernului, dar rușine Consiliul Local că a dat. Cum vine asta? Domnul Chira, contraziceți? Nu amestecați lucrurile. Wow. Păi de ce? Suntem... Păi, stați așa. Domnul Chira, noi acum suntem deja... Asta nu-i subvenție pentru căldură? Ba da, suntem în iarnă. Așa. Și se plătește subvenția pentru căldură. Consilierii locali PSD au fost împotriva plății în avans a subvenției pentru căldură. Păi dar nu s-a terminat toată iarna. Stați nu pic. S-a terminat toată iarna. Păi da. De ce de guvernul dacă nu s-a terminat toată iarna? Păi nu-i tot avans? Domnul Chira, păi vedeți cum e. Dacă guvernul PSD eu n-am zis dă, să nu face dă la două bine. Primării conduse de către PNL 7,5 milioane de lei pentru căldură, dumneavoastră spuneți că nu e bine. Eu zic că e foarte bine, dar vă întreb. Era mai bine pe vremea când era Gheorghe Flutur și PNL-ul la putere și tot ce auzeau primarii PSD era post și rugăciune? Nici cum nu e bine, văd că domnul Chira. Da, e bine, dar... Dacă terminăm tronsonul de la pârtea deschis, nu e bine. Dacă bine. Facem drumuri, nu e bine. Dacă se plătesc subvențiile pentru căldură, nu e bine. Dacă se anunță că pentru anul viitor avem 75 de milioane de lei... La Bacău, știți, s-au dat 15 milioane pentru primăria PSD. Pentru? Pentru încălziri. Păi, Bacău e mai mare decât Suceava. Nu, Suceava are 100 de mii de locuitori, Bacău are 200 și ceva de mii de locuitori. 15 cu 4. O să fac calculul în pauza publicitară. Vă rog, dar nu așa se... Nu se calculează mai mare, mai mic, PSD, PNL. Domnul Chiram... Vă rog.
75 de milioane de lei, da, sunt prinși ca și creditare pentru centura Sucevei pentru anul 2018. Este sigur că sunt banii ăștia? Dacă sunt prinși la CNADNR pentru creditare, dacă mint cei de la CNADR, mințim și noi. Știți cum e asta cu creditarea? Știți foarte bine, bine. Sunteți un antreprenor. Adică noi, e posibil să avem bani, dar o să vedem dacă e nevoie să-i avem. Văd că nici cum nu e bine. Nici faptul că sunt prevăzut 75 de milioane de lei pentru credit, pentru finalizarea centurii de... În bugetul, propunerea de buget, știți că nu există banii ăștia. Nu sunt alocate. Alocările sunt de 1,8 milioane lei. Da. Și o tare mie că nu vor în afară de acea alocare există o creditare, o intenție de creditare pentru finalizarea centurii. Uităm domnule Chiraș și nu-l văd nici pe Gheorghe Flutur, nici pe parlamentarii PNL, pe doamna de la Iacobeni, care ar trebui să știe că e Angelica Fădor. Doamna Angelica Fădor, care... Colega dumneavoastră, Marcela Cobos. Nu văd pe doamna Angelica Fădor, care este din Iacobeni, să vină să spună că este aproape finalizat drumul de la Iacobeni până la Borșa. Deci, orice se întâmplă, nu-i bine. Se termină unul din drumurile despre care discutăm de ani de zile. Drumul care leargă nordul Bucovinei de nordul Maramureșului, drumul care ne duce mai aproape de Unire și așa mai departe, nu mai aud pe nimeni vorbind. La anul va fi finalizat drumul național Iacobeni-Borșa. Este în proporție mare finalizat. Bun, ne sună telespectatorii, mi-au spus cei din regie, colegii din regie, că toată lumea întreabă, domnule, șoseaua de centură lăsați cu creditarea, cu nu știu ce. Spuneți, domnule, când o terminați? Că lumea vrea să știe, domnule, stăm așa cu poale în cap 2 ani, dar gata. Mai țineți minte momentul Ponta, când venea pe mandatul domnului Cătăline Chifor și spunea, doamne, pe 17 august, ce am zis 17? Puneți 15 acolo să fie de Sfânta Marie. Pe 15 dăm drumul la treabă. Și tot era, de pe 15 noiembrie, nu s-a putut pe 15, dar în noiembrie, deci nu există. S-au dat date successive, era premier, că trebuie să fie aproape și de Consiliul Județean. Domnul Chiram, din corectitudine, dar ar trebui să fiți imparțial, ar trebui să începeți cu începuturile. Cu acea șosea de centură care a fost proiectată greșit în mandatul lui Gheorghe Flutur, cu acea șosea de centură care a fost proiectată cu două benzi pe sens și în același mandat al lui Gheorghe Flutur a ajuns la o bandă pe sens, dar bineînțeles că mai scumpă și așa mai departe. Șoseaua de centură a Sucevei a ajuns la peste 6 milioane de lei pe kilometru. Poate chiar euro. 6 milioane de euro, scuze. 6 milioane de euro pe kilometru. Și ceva de milioane de euro. Știu că e scumpă și ceva de... Făceam cu ea... Șoseaua... Ceea ce știm cu siguranță, domnule Chira, că se depun eforturi pentru finalizarea șoselei de centură. Și când parlamentarii PSD spun că depun eforturi, înseamnă că așa este. Pentru că, spre o deosebire de ipocrizia celor de la PNL, cei de la PSD, cu bulneșcurelele noastre, cei de la PSD, când promit ceva, fac. Au spus că sprijină inițiativa lui Ion Lungu de... și-au semnat lista de trecere a parcului și putea la primăria Sucevii. Au semnat cu toții acea inițiativă. Că e făcută prost de către aceeași doamnă deputată Angelica Fădor, e altă poveste. La fel și cu centura Sucevei. Eu sunt convins că se depun eforturi, dar în timp ce parlamentarii PSD depun eforturi pentru finalizarea acestei șosele de centură, parlamentarii PNL, rând pe rând, la ordin, ies în conferințe de presă și critică faptul că nu se întâmplă nimic. Deci unii fac eforturi pentru finalizarea șoselei de centură, iar ceilalți stau și critică. Poate așa înțeleg ei să ajute finalizarea, să vă determine, să demonstrați că puteți. Vine vremea, domnul Chira, vine vremea în care trebuie să punem umărul unul lângă altul, indiferent dacă suntem de la PSD sau de la PNL, și trebuie să ne intereseze mai mult ce se întâmplă bun pentru localitatea noastră, pentru județul nostru, și să nu mai încercăm să câștigăm politic din orice acțiune. Vine centenarul, umplem județul de pancarte cu centenarul, cu Bucovina 100, cu... Să lăsăm un pic fanfaronada deoparte, da, și festivismul ieftin și să ne apucăm de treabă. Păi ce am putea face? Strategii de dezvoltare a județului, domnule Chira. Exemplu de strategii de dezvoltare a județului. Strategii de dezvoltare a județului, domnule Chira, băi, avem o grămadă de... Pe ce domeniu vreți dumneavoastră? Păi zici, în domeniul managementului deșeurilor.
în localități. Nu există nicio strategie. Nu știe nimeni să avem undeva o centralizare. Ce operatori strâng deșeurile în toate localitățile? Se colectează într-adevăr deșeurile sau nu? Știți foarte bine că sunt primării care și în anul 2017 ard deșeurile sau le îngroapă. Și poate că acele colectări de deșeuri de către operatorii de salubritate se efectuează doar pe hârtie. Deci nu avem o strategie și faptul că nu avem o strategie în managementul deșeurilor, vedeți și dumneavoastră eterna telenovelă cu gropile de gunoi. E o telenovelă care nu se mai termină niciodată. Și în loc să o terminăm odată și să încercăm să finalizăm aceste subiecte, grija noastră este cine a greșit, PNL-ul sau PSD-ul? Trebuie să ieșim din logica asta, domnule Chira, și să rezolvăm lucruri, să facem lucrurile să se întâmple. Nu să ne bucurăm că nu se întâmplă și să încercăm să o punem în cârca celuilalt. Bun, am înțeles. În turism. Ce strategie avem în turism? Turismul crește pentru că la nivel mondial, la nivel european și la nivel național, crește turismul. Bineînțeles că dacă crește turismul la nivel național, crește și turismul în Bucovina. E logic, e simplu. Nu cred că acum avem o strategie la nivel județean de colectare a taxei locale pentru turism? Pentru că în orice... Nu e nicio taxă, încă nu se aplică pe unde. Ba da, sunt câteva localități, pe asta vă spun că nu există strategie. Câteva localități au votat colectarea taxei locale pentru turism, alte localități nu au votat. Pentru că nu există o strategie, nu există o linie directoare. Vă dau două exemple la întâmplare. Poate că Frasinul a votat taxa locală pentru turism, colectarea taxei locale pentru turism, și Gura Humorului nu a votat-o. E normal ca două localități învecinate să aibă abordări diferite asupra turismului? Poate că Sucevița a votat și Marginea nu a votat. Ei, trebuie odată și odată consilierii județeni, cât suntem 37, sunt 114 localități, împărțim județul, ne luăm fiecare câte 3-4 localități și ne ocupăm de lucrurile astea. Ne ocupăm de taxa locală de turism. Ăștia sunt 1 leu sau 2 lei pe zi de la cei care vin din afara județului și stau în Bucovina, plătesc în plus față de cazare 1 leu sau 2 lei. În străinătate e 1 euro sau 2 euro pe zi taxa locală de turism. Acești bani se duc la primărie. Cumva există o reticență. Dacă se vor supăra primarii n-au de ce să se supere, pentru că vor fi fonduri suplimentare colectate de către operatorul în turism și care vor ajunge la primărie și primăriile după aia vor putea împreună cu Consiliul Județean să promoveze Bucovina, să promoveze turismul. Nu e normal să stai să aștepți să-ți facă numai Consiliul Județean promovare. Promovarea pe care o face Consiliul Județean pentru Bucovina se pare că este eficientă uneori. Dar nu e suficient. În povestea asta trebuie să fim împreună. Consiliul Județean, primărie, autoritatea locală și operatorul în turism. Trebuie să fim împreună în povestea asta. Bun, ce? În altă strategie, domnule Chira. În asta care le-a spus dumneavoastră până acum, uitați, pentru rupere, sunt lucruri pe care le veți avea în vedere în 2018? Da, am propus-o deja și sper să începem să le aplicăm. Ce facem pentru îmbunătățirea siguranței rutiere? Știți foarte bine, așa cum este cazurile horror pe care le-ați dat dumneavoastră cu polițiști care sunt răniți în timpul misiunilor. Da. Știți foarte bine că nu numai aici suntem fruntași pe țară. Suntem fruntași pe țară la accidente rutiere. Ah. Ce facem, domne Chira? Avem accidente rutiere mortale cu decedați pe bandă rulantă. Facem ceva sau numai facem niște clasamente și stabilim că în lunile iunie, iulie 2017 stăm mai bine ca în iunie și iulie 2016, dar am avut un pic niște probleme în septembrie și în octombrie. În momentul de față asta se întâmplă cu prevenția și cu siguranța circulației rutiere. Păi nu, că dăm și foarte multe știri cu echipaje de poliție care și-au fost și în Suceava, au început să iasă, cel puțin din punct de vedere al poliției rutiere, activitatea de prevenție și de sancționare a celor. Nu este suficientă sancționarea. Trafic este intensă. Nu este, este foarte bine, dar nu este suficient. Faptul că avem 100 de morți pe an în județul Suceava în accidente rutiere înseamnă că nu funcționează doar sancționarea cu amendă. Nu este suficient. Și am propus-o și o voi propune în continuare. Funcționează în străinătate, funcționează în Transilvania, în Ardeal, trebuie aplicată și în Suceava. Acele șicane la intrarea în localități, localitățile care au drum drept la intrare, numai pe banda de intrare în localitate, se face ca o șicană.
și șoferul este obligat să frâneze. Dacă la ieșește era șicană la intrare, poate acei copii trăiau acum, acei cinci copii care au murit. Propuneți așa ceva în cadrul Consiliului Județean? Da, am propus deja. Știți, am o fotografie, dacă se poate... Dacă se poate să aveți sau dacă... Nu, dacă se poate să... Vă rog. Sunteți... Focusați-o... Sunteți singurul cu fotografiile. Nu mai avem asemenea invitați, să știți. A, dar asta ce e? Șicana care a spus dumneavoastră. Da. Un fel de... Deci, pe sensul de intrare, acea șicană te obligă să frânezi până la 50-60 de km pe oră. Nu mai intră nimeni cu 100-150 de km pe oră în localitate. Asta înseamnă prevenție. Cealaltă fotografie ce e? Cealaltă fotografie este un exemplu de strategie în... Până la urmă e o strategie în turism. E o strategie în arhitectură, în cum trebuie să arate casele într-o zonă turistică. Este în zona Sighișoara făcută. În fața fiecărei primării sunt date exemple pentru locuitori și cu ocazia asta văd și cei din Consiliul Local, când votează un proiect, respectă strategia județeană de arhitectură, acoperișul trebuie să fie cu draniță sau cu tablă. Depinde cum se stabilește. Geamurile trebuie să fie din lemn sau din plastic. Cum se stabilește? Dar trebuie stabilită o strategie. Așa trebuie să arate casele în Bucovina dacă vreți să obțineți autorizație de construcție. Că dacă nu, am ajuns la ghiveciu care îl avem acum în localitățile din Bucovina. O casă verde, una galbenă, una roșie, nu una cu trei etaje. Poftim? Nu visați prea frumos noastră. Ba da, visez. O casă cu patru etaje, lângă o casă... Vrea cineva curat să spună că în zona turistică a localității... Dar nu avem altă șansă, domnul Chira. Nu avem altă șansă dacă vrem să ne dezvoltăm corect și frumos. Ăsta este drumul. Își asumă PSD Suceava riscul de a face această reformă? Eu mi-asum riscul de a propune. Nu mi-asum riscul. Nu iau ca pe un risc. Îmi doresc foarte mult să avem strategie în arhitectură, dacă vreți, și în turism. Strategie pe managementul deșeurilor. Strategie pe prevenție și siguranța circulației. Fără astea nu reușim, domnule Chira. Strategie la transportul intrajudețean. Să nu mai avem... Din 100 și ceva de operatori, sunt 8, 9, 10 care piratează transportul local din Suceava. Nu putem să punem o ștampilă pe toți operatorii de transport din județ din cauza a 8, 9 sau 10 operatori din Suceava, asupra cărora primăria Sucevei a pierdut total controlul. Da. Având, bineînțeles, și dumnealor interese acolo. Asta este o acuzație pe care dumneavoastră ați adus-o la ultimele ședințe Consiliului Județean. Și o aduc în continuare. Da, foarte frumos, dar lucrurile trebuie... Altfel, cum îmi explicați dumneavoastră, domnule Chira, că... Poliția locală care este în directa subordinea primăriei, în 3 luni de zile, în trimestru 3, da, deci lunile iulie, august, septembrie, nu au avut nicio, cel puțin din raportul lor, reiese că nu au avut nici măcar o operațiune de verificare a transportatorilor care tranzitează Suceava, de verificare a dacă își respectă traseul și dacă opresc între stații. Sunt foarte puțin, nu vreau să le țin apărarea, nu știu despre ce este vorba subiectul acesta de raportul pe care le citați voastră, dar sunt foarte puțin polițiști locali, știți foarte bine. Guvernul dumneavoastră nu permite angajarea Departamentul Transport Public Local din alte primării. Departamentul Transport Public Local din primărie, coordonat de viceprimarul PNL, are 7 angajați în subordine. Și ar trebui să iasă pe traseu, ce să facă? Să apuce, să urce? Da, ar trebui să-și facă treaba. Ar trebui să-și facă treaba, așa cum știți dumneavoastră foarte bine că Maxi Taxi oprește la spitalul vechi, deși nu este stație, ar trebui să-și facă ei treaba. Să stea prin stație? Ce da, să... da. Cu poze, cu flagrant, nu, cu talea. Atunci să stea în birou, domnule Chira, să ne întrebăm de ce... să stea în birou și după aia să ne întrebăm de ce în orașul ăsta face fiecare ce vrea, de ce în orașul ăsta fiecare oprește unde vrea, de ce în orașul ăsta fiecare parchează pe spațiu verde. Și nu îi se întâmplă nimica, mai mult decât atât, hai să-i facem omului parcare. Să-i amenajeze primăria dacă tot o strica spațiul verde. Nu vreau să trec la subiectul pe municipiul Suceava înainte de să-mi spuneți ce proiecte aveți pentru 2018. Vi le-am spus. Astea? Da. Și mergeți cu ele o parte dintre ele. Taxa locală de turism, siguranța rutieră, managementul deșeurilor. Cu
cu asta vă veți bate la începutul anului viitor? Pentru... Nu ne vom bate, vom propune și domnule Chiram, a trecut un an și jumătate din actualul mandat a nostru ca și consilier județean. Mai avem doi ani și jumătate. Până acum nu am făcut nimic durabil, nimic de strategie, nimic care să rămână după noi. Eu nu vreau la sfârșitul acestui mandat, și am mai spus-o și o repet, eu nu vreau ca la sfârșitul acestui mandat, când îmi fac raportul de activitate, să scriu în acești 4 ani m-am certat cu Gheorghe Flutur. Nu vreau, vreau ca la sfârșitul acestor 4 ani să scriu împreună cu consilierii județeni PSD și PNL, am reușit să facem următoarele proiecte strategice. Turism, managementul deșeurilor, siguranța circulației și care o să mai apară propuneri de la colegii mei. Nu sunt doar propunerile mele bune. Așteptăm și alte propuneri de la ceilalți colegi. Da, interesant. Eu sunt foarte curios ce va scrie domnul Gheorghe Flutur la capitolul ce am realizat în mandatul meu. Oare vă nominalizează acolo? Am încercat să nu mă cer cu Daniel. Știți care e problema și cu domnul Flutur? De ce are o problemă? Domnul Flutur, din punctul meu de vedere, vrea tot, să ia totul asupra dumnealui. Vrea totul el să iasă în față. Eu am făcut cocardele, eu am invitat-o pe primărița de la Mahala, eu m-am dus în Jvabăn, eu mă duc la ADR. Domnul Flutur, așa, ca să folosim o parabolă, o metaforă, domnul Flutur ar trebui să înțeleagă că într-un joc de echipă trebuie să le dai aripi consilierilor județeni. Deci domnul Flutur ar trebui să le dea aripi consilierilor județeni, păi uita, ce ca aceștia, da, noi împreună, să facem lucruri și să se întâmple. Perfect. Vreți să vă spun ce aripi vă dă domnul? Uitați, Flutur va susține, vine la Lvov, necesitatea rutei rapide, autostradă sau drum expres, care să lege Marea Baltică de Marea Neagră prin Cenunți și Suceava. Ce vreți mai mult de atâta? Domnul Chira, domnul Flutur nu a fost în stare să gestioneze o bună proiectare a centurii Sucevei. Și acum susține tot felul de... Dar nu trebuie ruta asta rapidă, da, drumul ăsta expres? Dar nu știu dacă îl bagă cineva în seamă. Dumnealui susține, dar nu îl bagă nimeni în seamă. V-a dat tare, v-a spus, domnule, el se duce la Lvov, că acolo îl bagă în seamă. Asta vă spuneam. Vrea dumnealui să iasă în față cu orice. Vreți să fie rotăcios. N-ați fost în stare nici măcar să dați drumul la ruta Cernăuți-Suceava pe cale ferată. Guvernul dumneavoastră caută motive și hârtie pe sub masă să vadă că domnul... la care minut a trimis Suceava adresă, când a venit de la Cernăuți răspunsul. Deci este aproape penibil. Domnul Chira, eu vă las să vă faceți show mediatic pe care vreți să-l faceți. Adevărul este cu totul și cu totul altfel. Spuneți-mi, partea ucraineană nu a dorit să se facă acest tren. Partea ucraineană ne-a confirmat, a dat drumul, zi, domnule, noi suntem gata. Suntem pregătiți. Cu trenul. Cu trenul. Cu tot ce vezi noastră. Nu e adevărat, domnule Chira. Ok. Înseamnă că dacă eu fac show mediatic, în fine. Nu mai înțeleg eu ce se întâmplă. S-ar putea să vezi noastră dreptate. Domnul Flutur deschide curse aeriene. Asta acum, domnul Flutur ne anunță peste că există posibilitatea ca de la anul să se deschidă nu știu ce curs nou traseu aerian de la Suceava. Dacă se închide traseul de la Veneția, uită să iasă tot dumnealui pe ecrane și să spună, știți, dragi suceveni, începând cu anul 2018, nu vom mai avea avioane pe ruta Suceava-Veneția. Adică dumnealui încearcă să își aducă plusuri de imagine pe proiecte la care nu are dumnealui nicio influență. Cursele se stabilesc pe criterii strict economice. Și populația trebuie să înțeleagă asta. Nu Cușnir sau nu Flutur stabilește cursa Suceava-Bergamo, Suceava-Milano, Suceava-München și așa mai departe. Aceste curse se stabilesc pe criterii economice. Și să nu ne mai împăunăm nimeni cu dezvoltarea aeroportului, cursele aeriene vor crește pentru că crește cererea. Și nu este meritul nici al lui Gheorghe Flutur și nici a nimănui altcuiva. La nivel național și european și mondial, crește cererea de transport aerian. Simplu. Da. Până să e ca și cum ar crește recolta de cireșe și vine domnul Flutur și ne spune a crescut recolta de cireșe pe mandatul meu. Ei, lăsați că asta o face domnul Daia. Îl știți pe domnul Daia. Că ați anunțat cele mai bune creșteri în agricultură, domnul Daia. Hai, eu nu știu
Ce, tipul Ceaușescu e invidios pe domnul Daia, vă spun de pe acum, știți foarte bine, așa recolte bogate și așa frumusețe, nu am mai auzit eu de foarte multă vreme. Am primit și un mesaj de la un telespectator care spune că, n-am să dau numele, drumul de la Iacobeni până la Călibaba e varză totală, scrie. De la Iacobeni la Borșa. Până la Călibaba, zice el așa. E varză totală, am fost eu săptămâna trecută. Da, așa este. Tronsonul, am zis că este aproape terminat. Tronsonul Călibaba Borșa este cel pe care s-a intervenit cel mai mult, fiind tronsonul cel mai greu, pentru că acolo sunt foarte multe podețe și partea de munte cu serpentine. Dacă telespectatorul dumneavoastră... Alunțiu că dumneavoastră vă spune, mie, da. Pe mine nu mă ascultă. E foarte bine că transmite aceste mesaje. Ar fi bine să ne spună cum era acest drum acum 3 ani. Păi dacă era varză, da? Mega varză. Domnul Chirea, este un drum pe care eu circul. Drumul este în mare proporție spre finalizare. Tronsonul de la Cârlibaba la Borșa are kilometri întregi de pătură asfaltică nou-nouță, podețele refăcute. Așa este, partea de la Iacobel la Cârlibaba, probabil că este, acest tronson este lăsat la urmă, dar este tronsonul cel mai ușor de făcut. Am înțeles, domnule Cușnir, îmi place că sunteți extrem de vehement și susțineți realizările guvernului dumneavoastră de o manieră pe care nici măcar parlamentarii PSD Suceava nu o fac. Și vă felicit pentru asta, doamnelor și domnilor, mai luăm câteva secunde de publicitate, revenim după câteva momente.